Nou promovat în Liga a treia, Șoimi Pâncota și-a găsit nașul. După ce a eliminat-o pe Poli și UTA din Cupa României, gruparea rădeană a fost învinsă acasă de Concordia Chiajna cu 3-2. Dorire pe determinare, normal că își doreau foarte mult să meargă mai departe, mai ales că au reușit două calificări frumoase cu UTA și cu Timișoara. Bine, eu n-am furat nici 11 de bază pentru că am câteva indisponibilități și am spus să îi las pentru jocul ăsta, dar ne dorim foarte mult să ajungem cât mai departe. Emoțiile au venit datorită faptului că am conducut 2-0 și am atenționat la pauză că 2-0 este un scor foarte periculos și dacă nu știm să gestionăm scorul, atunci vom avea probleme. Și exact ce s-a întâmplat. Marcajul larg, pase greșite, simple și am ajuns la 2-2 și normal că am reușit pentru efort fantastic să ne calificăm. Asta este, sunt mulți jucători care acum sunt la început, jucători cu copii tineri care vor să facă și pasul spre Liga 1. Eu le dau această posibilitate, dar cu unii dintre ei nu o să mai insist că nu are niciun rost. Dacă la nivelul ăsta nu reușim să facem diferența, atunci la Liga 1 le va fi foarte greu să o joace. Chiajna e cea mai periculoasă echipă din România la faze fixe, susține antrenorul Pâncotei, Dan Cuedan. Nu, eu nu pot să pun pe seama ghinionului, e păcat pentru că am știut că e cea mai periculoasă echipă din România în ceea ce privește fazele fixe. Am luat 3 goluri din 3 faze fixe. Vorba proverbului de ceea ce se frică nu scap, mă bucur pentru revenirea din repriza a doua, pentru faptul că cei care au intrat în teren au adus un plus. Au reușit chiar să și marcheze, să și participe la goluri. Pe joc activ am jucat de la egal la egal cu echipa de Liga 1, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să ducem jocul măcar în prelungiri, pentru că acolo mai aveam o șansă. Ăsta este fotbalul, te pedepsește și până la urmă diferența de ligă se observă la aceste momente fixe de joc. Nu. Șoimi Pâncota este o echipă de Liga 3 care a terminat un parcurs în Cupa României cu 3 jocuri foarte frumoase, ACS, Recaș, Politehnica, cum ziceți voi, Timișoara, UTA Arad și Concordia Chiajna. În rest, nimic mai mult de atâta. În aceste meciuri vă dați seama că și jucătorii s-au autodepășit, nu? Ce pot să spun?